la Getty, salut încă o dată la toți absolut. Deci începem filmulețul nostru, deci băieți și fete mari, am o notate foarte bună pentru dumneavoastră. Deci am o dispoziție extraordinară. În primul rând puteți să mă invidiați. Astăzi eu am avionul spre Moldova, așa că eu am să particip la alegeri în Moldova. Sper să fie totul ok. Deci așa că următorul filmuleț, fraților, să fie de la Moldova, așa că invidiați-mă. Deci, dar fraților, n-am fost 2 ani de zile acasă. Așa că merit să merg la rodină. Băieți, în primul rând, să începem de la aceea că filmulețul o să fie scurt. Deci acum e foarte multă informație și ca să puteți să o digerați, eu am să încerc cât mai scurt să vorbesc astăzi. Băieți, în primul rând, lucrurile merg mai bine decât îmi închipuiam eu. Și vă spun de ce, deci eu fac o analiză logică practic în fiecare zi. Băieții noștri se mișcă foarte bine înainte. Când vorbesc băieții noștri, asta e vorba de Maia Sandu, Andrei Năstase și Renato Usatăi. Deci băieți, încă o dată, deci eu am o poziție neutră. Sigur că eu am să votez cu cineva dintre aceste trei persoane și voi o să aflați asta cum am promis înainte de alegeri. Dar la momentul actual vreau să fiu neutru, fiindcă dacă toți au să fie foarte agresiv, noi nu să obținem nimic. De atât măcar cineva trebuie să fie neutru și liniștit ca să poată să explice de ce mergem și unde mergem. Ok? Și acum am să vă spun de ce lucrurile merg foarte bine la aceste trei persoane. Logic. Băieți, uitați-vă câte vizualizări au băieții ăștia când ies online și uitați-vă câte vizualizări are Dodon. Băieții noștri au vizualizări de ordinul miilor. Și asta eu vorbesc imediat cum ies în online. Da? La Dodon, Dodon are mai puține vizualizări decât am eu. Dacă eu cu două filmulețe, deci ating săptămânal în jur de 20.000 de oameni, eu vreau să vă spun că Dodon poate numai să viseze la atâtea vizualizări. Adică asta arată cât este de departe el de succes. Și asta nu e, asta nimic așa fantastic nu este. Cum ți-a șterni, așa dormi. Deci cum s-a așternut Dodon 4 ani de zile, acum n-are decât strângă rezultatele, înțelegeți? Și măcar că el încearcă acolo să-i împună cu desâla să vii oameni la întruniri cu dânsul, faci toate chestiile astea, show-urile astea, deci tot asta se aude, se știe. Și uitați-vă după stilul de întâlnire al Dodon, acolo nu există întrebări concrete, acolo totul este regizat. Uitați-vă la întâlnirile care le face Maia Sandu cu Andrei Năstase și cu Usatăi, cu Renato Usatăi, da? Și uitați-vă la întâlnirile lui Dodon, acolo e o regie curată, el steme, că dacă oamenii o să înceapă să-i pună întrebările care într-adevăr pe dânsul îi deranjează, lui i-a stricat toată rămașca. Deci Dodon pur și simplu o să ducă de acolo cu coada între picioare. Credeți-mă că de la orice întâlnire, dacă nu o să fie închisă gura la oameni, Dodon se duce cu coada între picioare. Așa că voi nu vă uitați la chestiile astea, că el are cel mai mare procent din sondaje. Toată asta, băieți, e șmecheria, asta se numește influență. Că noi chipurile se dăm înapoi, să fim de acord cu ceea ce se întâmplă, să nu mergem la alegeri și chipurile, așa Dodon o să câștige. Pe dracu, băieți. Deci scopul la toate filmele astea mele, ca voi să știți, este ca să ieșim la alegeri, nu altceva, băieți. Cu cât mai mult o să ieșim la alegeri, cu atât mai mari șanse avem noi să câștigăm, înțelegeți? Și acum eu o să spun încă o chestie foarte importantă. Ce se întâmplă? Foarte multe persoane întotdeauna caută numai decât să convingă pe cineva să voteze cu persoana care vrea să voteze el. Băieți, asta nu e democrație. Înțelegeți? Voi puteți să informați. Și atunci voi să obțineți ceea ce vreți voi. Dacă o persoană, de exemplu, el este categoric împotriva României, împotriva unei europene și așa mai departe, băi, scopul vostru este el să nu voteze cu Dodon. Nu contează că tu ții la Andrei Năstase sau la Renato Usatăi. Ești agresiv, tu ai să pierzi un vot. Mai bine omul să-ți ducă la Renato Usatăi, m-ați înțeles? Și invers, dacă tu ești cu Renato Usatăi, tu ești cu direcția cealaltă, înțelegi? Măcar că eu am înțeles că Renato Usatăi n-are, nu contează în ce direcție să uite, înțelegi? La dânsul ești de colo și de colo. Băi, nu trebuie să-l convingi să voteze cu Renato Usatăi. Băi, convinge-l să nu voteze cu Dodon. Asta e scopul nostru, fraților. Mă înțelegeți sau nu? Nu fiți agresivi. Folosiți-vă logica. Dar logica e foarte simplu, băieți. Dacă câștigă Dodon alegeri, s-o terminat și cu pensiile și cu salariul și cu tot. Și asta e purul adevăr, ca voi știți. Statul este falit. Voi trebuie să-i explicați la toți pensionarii și la toate persoanele astea care pur și simplu sunt manipulate și sunt naivi că cred în bancurile astea socialiștilor. Voi trebuie logic să le explicați. Băi, fraților, dar cu ce trăiți voi? Băi, fraților, dar de unde o să primiți voi pensii? Băi, fraților, dar de unde voi să primiți salarii? Statul este bancrot, băi, cu pandemia asta Moldova este bancrot.
Voi când o să aflați datoriare guvernul Chicu la băncile din Moldova, vă o să sfârdiți și părul în cap, înțelegeți? Măcar și eu care n-am păr în cap o să sfârdiți, înțelegeți sau nu? Acolo e dizdrasturi, băieți. Ei deja s-au împrumutat peste 10 miliarde de dolari, vă dați seama, de la băncile locale. Păi dar câți bani au băncile astea? Nu hai încă 10 miliarde să împrumute ca să o ții până la nou. Să presupunem că pentru o ninune dumnezeiască ajunge iar domn președinte. Păi vreau în 3 ani, din 3 luni de zile s-o terminat business-ul. Voi ați văzut ce ajutor de la Rusia primește el? Ajutor criminal, că îi presează pe ăștia de la Lukoil că se le dăie motorină din Moldova? Eu dat 500 de milioane lui Dodon, vă și asta, voi chiar credeți că o să vadă Dodon acele 200 de milioane de euro sau dolari cât îi promite Gheghe Vologhe? Ieșiți nebuni acolo, băi Dodon a tău ciurdit când trânsul nu mai are încredere în nimeni, fraților. Nu mai vede bani nici de la nimeni, de la europeni și americani nici nu vă închipuiți. Fiindcă muci o să fie, oricum el o să încerce să facă muci cu Rusia, cu Transnistria și așa mai departe. El dacă o să câștige, o să câștige cu așa o fraudă. Că voi nici nu vă dați seama, băieți. Apoi cum vă gândesc voi? Mai vede el bani de la fondurile astea internaționale? Și acolo sunt proștii satului sau și el o să manipuleze și o să înceapă cu oameni mor de foame, că n-au ce mânca. Au să-i spună, băi nene, noi nu suntem bancomatul vostru. Noi v-am dat vouă sute, vă zeci de miliarde de dolari. Unde-s banii, băi băieți? M-ați înțeles? De ce e, fraților? Nu contează. Chiar dacă se întâmplă o ninune, cum v-a spus eu, să câștige Dodon, el oricum e fălit, fraților. Înțelegeți? El oricum e terminat. Și n-ascultați voi toți șmecherii ăștia care sunt pe la televizor și vorbesc că n-avem de cine alege, că nu știu cine și nu știu unde. Băi, fraților, noi oricum trebuie să mergem înainte. Ce înseamnă asta că n-ai de unde? Înțelegi? Mănânci pătlăjica care o ești, asta e pătlăjica care a crescut la tine în curte. Ce înseamnă asta? Și să nu mănânci deloc pătlăjele? Asta este, băieți. S-au început schimbări în clasa politică, o să apară alți oameni, sunt oameni noi. Să vedem cine aduce Renato Usată în Parlament. Să vedem ce oameni o să fie acum de la Maia Sandu. Să vedem ce oameni o să fie de la Andrei Năstase, fraților. Avem toate șansele să ne trezăm cu niște specialiști. Dar hai băi să începem de la președinție. Deci ei nici într-un caz nu vă opriți, nu ascultați pe nimeni. Nici un fel de Sergiu Mocanu și nu știu cine care îmbră cu bancurile astea pe la televiziuni, câtățăți de un fel și așa mai departe. Băi bine, el a făcut mare brânză în țara asta. Numai el e cel mai curat și cel mai deștept, înțelegi? Șansa noastră numai unirea, șansa noastră nu știu ce. Păi eu nu sunt împotriva unirii. Absolut. Cine mai să unească cu tine cu criminalul ăsta care există cu Moldova? Cui trebuie toată banda asta criminală în Europa? Voi și glumiți sau ce? Băi, noi nu facem curățenie în Moldova și noi ne lămurim noi și la noi. În țară, băi, n-are nimeni cu noi treabă, voi înțelegeți sau nu? Asamblăm cu prașcă, asamblăm ca nebunii prin toată lumea pentru 3 lei în cruce, înțelegeți sau nu? Deci, fraților, n-ascultați pe nimeni. La alegeri toți, absolut toți, niciun fel de pas înapoi, niciun fel de șmecher, vă uitați-vă cât ies pe la televiziune, al de ciurea, fel de artiști, fel de râsuri, că altfel nu le pot numi. Vă uitați-vă ce manipulări fac cu noi, înțelegeți sau nu, iese și avocatul ăsta iară, și nici nu vreau să mai vorbesc, băieți, nu vreau să vă vorbesc, asta pur și simplu este fumigenă. Asta este să ne sustragă atenția ca noi să nu mergem la alegeri și iarăși ne mesească creierii, vă înțelegeți sau nu? Deci ei nu vă opriți, nu credeți pe nimeni. Absolut pe nimeni. Înainte la alegeri. Sunt trei persoane pe care trebuie să-i votăm. Absolut. Pe urmă, sunt trei partide pe care trebuie să-i aducem în Parlament. Absolut. Înțelegeți? Altceva noi n-avem ce face. Asta este floarea la momentul actual. Ce să faci? Cine să aduci? Pe nemți? Pe americani? Cine să aduci să votezi? Asta e tot ce avem. Din tot ce avem trebuie să alegem. N-ai încotro. O să fie altceva pe urmă, o să alegem altceva. Și gata, asta e mama natură, băieți, asta se numește selecție naturală. Nu poți altfel să faci, ai să stai acasă, n-ai să votezi, n-ai să prindești băpșinica. Ai să trezești coșeie că mâine pe mâine să suni toți absolut și rude și mamă și tată și toți și spui trimit din 100, 200 de euro că n-am și mânca. Asta o să fie dacă nu o să fim activi. Băieți, eu foarte mult contez pe diaspora. Și contez pe diaspora nu de atât că anume o să votez în Europa sau în America. Eu contez pe diaspora că anume ei o să vorbească cu toate rudele, cu toate persoanele apropiate din Moldova și să se influențeze pozitiv. Asta este, asta este foarte important pentru noi. Înțelegeți, băieți? De ce? Nu dați înapoi, logic, liniștit, explicit, vorbim cu rudele și cu persoanele noastre. Asta-i cheia succesului. Și încă ceva, vă nu vă dați seama și noutăți importante și informative am să vă spun vouă când eu am să ajung la Moldova. Vă nici nu vă dați seama. Și încă ceva, ca voi știți, că mulți mă întreabă, băi, dar tu vorbești, nu ți-i îngrijă, tu vorbești de procuror. Băi, eu o să rupă nicoada, înțelegi, eu am acte americane. Dacă vor să trezați cu
cu ambasadorul Americii la razborci, lasă-mi și să mă oprească în aeroport sau să vorbească cu mine. Să mi-i fundi dânșă de teță, înțelegeți? Ia te băi, niște hoți o să-mi hotărească nici soarta. Hai băi să fim serioși, fraților, și chiar e așa sau și chei cum vor ei sau și... Înțelegeți? Așa că băieți, nu retrăiți să tot fie bine, revoluția nu m-a început. Noi oricum îi trăsnim și îi dăm jos, fie clar asta. Niciun pas înapoi. Băi, eu atâtea probleme am să le fac lor, voi nu vă dați seama. Însă sigur că eu trebuia să stau 2 săptămâni în carantină, eu n-am ce face. Sigur că asta e situația, eu am să stau 2 săptămâni în carantină, n-am din când să încarc legea. Da, după asta îi mănânc. Le arde pământul de sub picioare, înțelegeți sau nu? De ce, fraților? Noi suntem scăparea. Noi putem scăpa în pământul ăsta de toate râsurile astea care noi exploatat 30 de ani și le-a transformat în robi. Fraților, vă îmbrățișez, vă mulțumesc, vă doresc mult succes. Următorul filmuleț am să-l fac de la Moldova și nu uitați, toată puterea la noi. Băieți, băi, ei sunt 1000-2000 de oameni. Ei sunt nimic comparativ cu noi, dar trebuie să ne unim. Asta-i cheia succesului. Fraților, baftă și numai de când, sâmbăta viitoare, adică sâmbăta aceasta, următorul filmuleț o să fie de la Moldova. Abia aștept să mănânc o patlăjică de la Moldova și o bucată de brânză. Băi, fraților, 2 ani de zile am mâncat numai plastic aici în America. Așa că, băi, succes, multă baftă și ne auzim la Moldova. Hai noroc, fraților! Mulțumesc!